Despărțirile dintre vedete n-au fost nelipsite anul ăsta și parcă au luat cu asalt ultima parte a lui 2010. Le declarăm proaspăt celibatare pe Courteney Cox sau Sandra Bullock și aș fi vrut să zic și Christina Aguilera, dacă nu s-ar fi grăbit ea să se cuibărească lângă un alt reprezentant al sexului masculin. Courteney Cox și David Arquette s-au despărțit în octombrie 2010 după 11 ani de căsnicie. Serios? No comment. Cei doi s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale peliculei Scream și, ca o coincidență ciudată, după ce în vara lui 2010 au filmat Scream 4, și-au spus adio. E cumva o strategie să se mai promoveze un pic? Eu știu că sunt foarte uniți. Sau erau, nu știu. Îmi pare rău să aud asta. La scurt timp după ce au anunțat lumea de decizia lor, David a fost invitat în emisiunea lui Howard Stern, ocazie cu care a cam dat un pic prea multe din casă, spunând că n-au mai făcut sex de multe luni, iar că ea era sătulă să se poarte de parcă ar fi mama lui și că și-ar dori ca el să se maturizeze. În plus, David a mai recunoscut că imediat după separare a avut și o altă relație. Da, dovada faptului că sunt cretin peste tot numai în România. Acum îi așteptăm cu interes la Măruță, ca Patos, Acces Direct, despărțiri indirect și alte prosteli din astea. Da, eu în general nu prea cred în relațiile astea în care ea este cu 10 ani mai mare decât el. Adică eu personal cred că băiatul ar trebui să fie mai mare cu cel puțin 5-6 ani decât fetele, pentru că femeile așa sunt mai mature, mai... Adică, și așa e greu să ai o relație cu cineva care e mai mare decât tine, dar cu cineva mai mic. Băi, dacă nu mai există sex într-o relație, mai bine te desparți. Nu știu de ce au lungit-o atât. Oricum, 11 ani în cetatea filmului sunt enormi, ca și cum ar fi la noi 100 de ani, cred că, în mediul nostru. Așa că oricum merită premiul de încurajare. Uite că se poate 11 ani. Pentru totdeauna la ei nu cred că există. Deci 11 ani sunt foarte mulți. Mai complicat e că știu că au o afacere împreună. O casă de producție de film împreună. Și acum să vedem cum se vor împărți acțiunile. Continuăm cu cei de 3 luni, un an. Tot luna octombrie a fost și cea în care Christina Aguilera și Jordan Bradman au anunțat că pun punct căsniciei lor de 5 ani. Măi, sunt tineri, acum sincer te căsătorești la 20 de ani să stai până la 60 împreună, mi-este greu să cred că se poate asta, așa că sunt tineri. Asta este, e normal să încerce și cu alte persoane. Nice, păcat de ea. El era un tip ok. Asta după ce cu un an înainte a început să plângă la un interviu în timp ce vorbea despre ce minunat e soțul său Jordan. Cândva îi mulțumea că a inspirat-o la piese precum Ain't No Other Man. Acum îl acuză că din cauza lui Bionic a fost un eșec. Ce să zic, dar sunt tineri, își pot reface viața oricând, deci să nu plângem. Cristina a intentat divorț la doar câteva săptămâni după ce își cumpăraseră împreună un Ferrari. În stil tipic hollywoodian, cei doi au declarat că, deși s-au despărțit, îi rămân devotați lui Max. Eu am crezut că o să rămână devotați Ferrari-ului. Am crezut că asta îmi spui că ori să stai să aibă grijă amândoi de Ferrari mai mult decât de copil. Dar cum vine asta? Au cumpărat un Ferrari împreună? Nu cred că faptul că își cumpăraseră un Ferrari împreună era un motiv foarte important ca să și rămână împreună. E o poveste comună în lumea asta în care băieții cumpără mașini de care nu se mai bucură niciodată. Charlize Theron și Stuart Townsend au continuat lanțul despărțirilor din 2010. După 9 ani împreună, ea l-a trimis la plimbare după o excursie în Mexic. Erau drăguți împreună, îmi pare rău de ei. Serios? Și de ei știam că se înțeleg foarte bine, nu știu ce se întâmplă, domnule, cu oamenii ăștia. Stresul, cred că stresul e de vină. Cum nu există o declarație oficială din partea celor doi, motivele despărțirii nu sunt foarte clare, însă cert e că apropiații lor spun că deveniseră mai mult ca un frate și o soră decât iubiți. Asta e cea mai bună veste pentru mine. Eu în liceu am fost cu Charlize Theron. Era iubita mea secretă și vezi, acum 9 ani înainte să se lipească de domnul ăsta și acum că nu știam de ce m-a sunat zilele trecute. Uite, nu i-am răspuns. Ia să o sun. Mie îmi place sincer dintre Charlize Theron și... cum o cheamă pe cealaltă tipă? Care a jucat în clipul lui Justin. Scarlett Johansson. Scarlett, mai mult.
Ia, de cine s-a despărțit? Ca să știu. Este available? Ce s-a la Hollywood, ce nebunie, ce, câte atracții, câte... Trebuie să fie extrem de dificil să stai cu cineva. Băi, deci uite, chiar am citit de curând despre Charlize, se pare că este o devoratoare de bărbați, nu aș fi crezut asta niciodată. Mie îmi place foarte mult să citesc reviste cu bârfe din afara țării și îmi plac ce toată lumea asta lor. Este o actriță incredibil de talentată, se presupune acum că ar fi cu un fermier pe care de fapt îl plătește ca să zică că are relație cu ea. Da, deci este, cred că este un personaj interesant Charlize, nu e doar o actriță foarte bună. Din câte se pare, Eva Longoria nu era dispusă să-i satisfacă soțului ei, Tony, toate capriciile sexuale, așa că el a apelat la soția unui coleg de echipă pentru a-și satisface nevoile. Nu pot să cred. Pe bune? Wow! Nu știam. Tony Parker. It's fucked up! Adică e cu adrenalină, e... Știi cât suferă ăștia acum? Aia se simte trădată. Aia, nu? Da, aia. Se simte trădată. El are remușcări, dar îi trec repede până când apare cutăreasca. E bine asta, bine. Da. Soția unui coleg de echipă. Oh my God! Asta nu-mi place. Așa nu. I-a aflat, l-a dat afară și a intentat divorț. Iar după aia au devenit subiect de animație. Deci s-a dus iubirea prin faptul că omul era porc. Am auzit. Păcat că îmi plăcea de ei doi. Și îmi place și de el și de ea. Îmi plăceau împreună. Acum poate o să-l ierte, cine știe. E bine că a reușit să pună punct. Pentru că multe femei sunt obișnuite așa sunt bărbații. Înșală. Nu, uite. Exemplu, Eva Longoria. Poți să-l dai afară din casă. La scurt timp după ce J.C. James a plâns în direct în fața milioane de oameni ce o urmăreau pe Sandra Bullock, mulțumind pentru premiul Oscar, în presa de scandal au început să apară povești despre nenumăratele aventuri extraconjugale ale lui. Iar poveștile s-au dovedit a fi adevărate, spre nefericirea Sandrei. Ciudat. Mi s-a părut un cuplu tare dubios de la început, pentru că îi apare o tipă atât de... Nu știu, de veselă, o tipă puternică, inteligentă, o femeie perfectă, iar el e extrem de dubios. El are față de om depravat. Trebuia să-l părăsească a long time ago. Da, foarte bine. E, cum se spune, un șut în fundul pas înainte, nu? Deci o să-și găsească pe cineva, că e foarte frumoasă și deșteaptă. Divorțul a venit după ce cuplul începuse procedurile de adopție ale unui băiețel pe nume lui. Într-un final, Sandra a devenit mamă singură, dar a anunțat că va petrece sărbătorile alături de Jesse și copiii lui. Ăștia sunt nebuni toți pe cuvântul meu. Deci s-a despărțit de ăla, s-a hotărât să păstreze copilul pe care se pregătea să-l adopte, dar de sărbători a zis, supărată cum sunt pe tine că ai fost un vagabond, mai bine stau cu tine și cu copiii tăi. Foarte bine a făcut, a renunțat... la cineva, dar a dus pe altcineva în viața ei care chiar cred că poate să-i aducă multă bucurie în suflet, un copil. Mai sincer, eu cred că Sandra Bullock e foarte porno. Deci o bănui de, nu știu, de o actorie foarte porno, de ceva actriță XXX. Pentru că, sincer, te căsătorești cu acel om, vezi cu ce femeie a fost înainte, fosta lui soție cu care are copii este o actriță de filme porno în închisoare, tatuată, iar tu crezi că el nu te va înșela? Adică, sincer, era clar că o se întâmple asta, însă, din moment ce el a făcut să căsătorească, cred că, deși apare cu mințică, e foarte porno. Cred că e bună la pat. Sincer. Nu știu ce zic. Mie îmi place mai mult de Kat Von D. Ciudat. E mai tatuată. Ce urmează Delia Matache cu Florin Moldoveanu.